Carnea de miel nu va fi prezentă pe multe mese de Paști. Cel puțin aceasta este concluzia dacă ne uităm în piețele din țară. Comercianții și producătorii deopotrivă spun că nu pot să ceară mai puțin pe kilogramul de miel. Odată cu creșterea prețurilor la furaje, unii vânzători își ofertează clienții chiar și cu 46 de lei pe kilogram, aproape dublu față de anul trecut, spun cumpărătorii. Un crescător de oi din comuna Lungan, județul Iași, are peste 200 de miei de tăiat. Vrea să-i vândă, însă nu pare că sunt la fel de căutați ca anii trecuți. Prețul crescut al furajelor îi determină pe cioban să ceară mai mult pe mielul de Paști. Andrei, de exemplu, vinde cu 40 de lei pe kilogram. Nu prea merge acum la început, dar poate în cursul săptămânii se va da drumul. O să meargă mai bine, da. Cât ați reușit să dați până acum? Până acum foarte puțin, că e prima zi când taia, să și-am dat 20 și ceva până acum. Să dat slăbuț, să vede, nu se vede piața cum merge, cum este, slăbuț. Nu prea merge treaba, nu știu, e scumpă, mă. Cu câți mii ați venit și cât sperați să dați? Mii. Cu 10 mii și uite, i-am dat 6 și mai am 4. Nu, n-am cumpărat, că nu-mi convine prețul și calitatea. Asta e cât e. E mai mult decât anul trecut? Prețul? Păi, mult mai mult, altfel era până în 30, acum e 40, 45 și mai departe. Și va lipsi carnea de miel de pe masa de Paște? Nu știu, cred că da. De obicei, românii se orientează spre bucăți de miel. Le dau la sfertul, în cont aproape s-a dublat prețul, vânzările sunt mult mai mici. Deci 49, încă prețul e bun. 50. Miel puțin și scump în general se găsește și în cea mai mare piață a Brăilei. Cu 50 de lei kilogramul, comercianții spun că la carnea de miel cam bate vântul. Amir a luat-o și el scumpă, așa că nu o poate da mai jos ca preț. Aveți client sau așa și așa? Da, așa și așa, ținând cont că prețul e exagerat de mare. Cât l-ați găsit la cioban? Parcă 43. Iar față de anul trecut, cum l-ați luat? Dublu? Aproape. Mulți comercianți nici nu au mai adus miel în galantare, ci le-au tixit cu porc. Miel n-avem. De ce? Nu e perioada Paștelui, nu se cere? Ba da, este, dar nu... N-avem de o să-l luăm, sunt foarte scump. Cât ați găsit să cumpărați să iau? 220, 22 în viu. Și cât era înainte? 15 lei. Cu ce înlocuiți? Cu porc. Se cumpără porcul în loc de miel. Cât de cât? Unii producători au scăzut foarte mult prețul, în speranța că nu vor rămâne cu marfa nevândută. La ce preț aveți? 35 pulpa de față, 40 pulpa de spate. De aici eu în fiecare an. Că știți și de producători. Eu cunosc pe producători, uitați mare. Ați făcut un pic de economie pentru mielul de anul ăsta, cred. Depinde. Trebuie să faci. Dacă vrei să mănânci, trebuie să faci economii. Comercianții speră ca românii să nu renunțe la carnea de miel de pe masa de Paști. Altfel vor rămâne cu marfa în galantare.